România va participa cu 8 echipaje la campionatele europene de canotaj pentru juniori de la Rațițe din Cehia, care vor avea loc pe 23 și 24 mai. Cam în fiecare an, Clubul Sportiv Școlar Orșova va da cei mai mulți sportivi, iar baza pentru titlurile continentale se pun în sportivii pregătiți de profesoara Mariana Maliș. Nouă sportive ai secției de canotaj ai clubului sportiv școlar Orșova fac parte din lotul național care participă în weekend la campionatul european de juniori de la Rațițe, Cehia. Mariana Mali și antrenoarea secției de canotaj a CSS-ului Orșovean și totodată membra stafului tehnic care a făcut deplasarea în Cehia a declarat că are așteptări mari din partea sportivilor pe care îi pregătește, menționând că atât fetele cât și băieții au avut o ascensiune fulminantă de la începutul acestui an, motiv pentru că care așteaptă ca aceștia să atingă vârful de formă la aceste europene. Orșova reprezenți în nouă sportivi, fete și băieți. Mă aștept să obținem 8 medalii din 8. Nu știu exact ce culoare vor fi. Să dea Dumnezeu ca acestea să fie cât mai strălucitoare. Cele mai reprezentative sportive ale lotului României sunt de la Orșova, Nicoleta Pașcanu și Elena Logofătu, duble campioane europene și duble mondiale, care participă în aceeași probă de dublu în care s-au remarcat, dar în care vor participa și la Rio de Janeiro. În această situație mai sunt echipa de dublu rame formată din Amalia Bere și Anca Filip, dar și echipa de patru vâsle, unde o avem prezentă pe Ancuța Bodnar, una dintre cele mai valoroase sportive ale lotului feminin, după cele două consacrate, Pașcanul Logofătu. Din păcate, la băieți avem prezent sportiv doar în echipa de 8+, Chiruță Mihai, Chichirița Andrei, Țigănesc Mihai și Cârmaciul Muntanu Cătălin. La Rio vor face deplasarea două echipe de băieți, dar nu avem sportiv de la Orșova, a precizat Mariana Maliș pentru informația de Severin. Lotul României prezent la campionatul european de juniori este format din 36 de sportivi înscriși în 8 probe. La competiție participă 481 de sportivi din 31 de țări, în 95 de echipaje la masculin și 64 la feminin. Anul trecut, la campionatele europene de canotaj pentru juniori de la Haze Winkel, Belgia, sportivii români au cucerit 6 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Primele două clasate din campionat și-au mărit considerabil șansele de a lupta în ultimul act al Cupei României faza pe Mehedinți. Cernețiul și Dânceul s-au impus în prima manșă a semifinalelor la capătul unor jocuri mai mult decât disputate și sunt cu un pas în finală. Primul joc din semifinale a avut loc la Dânceu. Învingători în actuala ediție de campionat la 3, 4 și chiar 10 goluri diferență, cei de la Dânceu au înscris doar o singură dată în poarta Ase Corcovei în primul joc din semifinale. Cosmin Tăierel a marcat unicul gol în minutul 14 printr-un șut de la 35 de metri fără speranțe pentru golchipărul advers. Pentru succesul din prima manșă, dâncenii au plătit scump, deoarece chiar autorul golului, la doar două minute după ce înscrisese eurogolul, a fost faultat dur și va sta câteva săptămâni bune în afara terenului. În celălalt joc al semifinalei, pe terenul de la Schela Strand, campioana de la Mehedinți, Pandurii Cerneți, s-a impus în fața celor de la ASE Turnu Severin. Antrenorul jucător al unicei echipe care mai reprezintă Severinul în fotbal, Relu Țurai, a deschis scorul în minutul 26, însă până la pauză, oaspeții au întors rezultatul datorită dublei lui Madalima Tăsăreanu din minutele 29 și 42. După pauză, același scenariu. turnul Severina, a înscris din nou prima, în minutul 64, prin Gabriel Gânju, restabilind de egalitatea, însă cernețenii au mai punctat de două ori prin Florin Fișic, minutele 81 și 90. Returul semifinalelor este programat pe 3 iunie de la ora 17.30. Atât pentru seara aceasta cu alte noutăți din sportul local. Ne revedem mâine seară. Până atunci, numai bine. La revedere!